Bună ziua, oameni buni! Continuăm arta zmeului. Astăzi o să vă arăt un zmeu necunoscut internațional. Zmeul de paie este mult mai bun decât zmeul simplu, cioacă, fiindcă el, la fel ca zmeurile mari, poate să facă cercuri, poate să vină în picaj, să duce stânga, face de toate. Ca să putem să-l confecționăm, se face foarte repede, avem nevoie de o mătură din care scoatem 4 speteze, bețe, așa, și o coală de hârtie, observați, ca dimensiune, adică la caie de școală. Este 14 jumate cu 20 și jumătate, da? Ca centimetri. O să vedem acum cum se construiește. Acesta este un zmeu de paie. Dar ca să vedeți cum se face un zmeu cu speteze și foarte bun, uitați-vă acolo. Deci am caietul, foaia, e la mărimea celui făcut. Am spetezele acestea, 4, uitați, e la mărimea respectivă. Și începem și îl facem. Ca să fie mai ușor, va trebui să trasăm o linie ca să vă fie mai ușor. Cu creionul, așa. Observați? De aici, așa. Ca să fie ok. Întorc și pe partea cealaltă și vin invers acum. Așa. Și trasez pe diagonală. Da? Linia. Așa. Bun. Pe spate, la jumătate, deci la jumătate, pe spate, deci aici, vom trasa o linie pentru bilic. Și pentru cap, aici, la un centimetru. Observați, așa, deci așa, pe spate, capul, bilicul și a doua spetează. Ca să vă fie mai ușor, puteți să măsurați la un centimetru și jumătate, să dați gaură, cu un cui, cu un ac, cu o sulă, cu ce vreți dumneavoastră, sau la 2 centimetri o să fac din ochi, adică, încep de jos de aici și dau gaură. Mărimea, eu o să fac minunc, așa cum am zis, dar voi o puteți să faceți măsurat. Așa. Observați? Ca la 2 cm, e bine și la 1,5 și 2 cm. Deci, dăm gaură și venim aici. O să mai dau și aici, să fie chiar aproape. Bun. Trec pe partea aceasta și fac la fel. Dau gaură. Da? Observați. Asta ca să fie totuși pe linie. Puteți să faceți și fără, dar așa e mai ușor. Și nu greșiți. Așa, aici și aici puțin mai aproape. Așa, în capăt. Așa. Deci, la fel și la bilic. Observați? Și aici. Bun. Și capul, la cap. Puteți să faceți pe rând, dar eu am zis să nu pierdem timpul, să le facem pe toate repede. Așa. După care, o să luăm o spetează, așa, și o să încercăm să o punem pe hârtie. Observați, așa, în doi, observați, și împing, merg mai departe. Observați?
și împing. Merg mai departe să întorc ca să meargă mai bine. Iar aici. Sărbați aici. Și continui așa. Observați? Continui. Aici. Mai departe. Aici. O să-l faceți mai cu atenție. Eu îl fac repede ca să nu pierdeți timpul. O să-l faceți mai încet, mai cu atenție, da? Ca să iasă bine, să nu spargeți hârtia. Așa. Și deci continui. Aici merg până în capăt. Așa. Observați. Bun. Împing. Trag. Așa. Și deci am făcut prima spetează. Prima spetează. Observați? Așa și așa. Continui acum cu a doua. Deci au a doua spetează mare. Vin pe partea aceasta. La fel. Urmăresc găurile. Așa. Continui. Deci am băgat-o și pe a doua. Una. Două. Am băgat-o și pe a doua. Și acum vin cu birlicul. A treia. La fel. Și merg mai departe. Observați? Și mai departe. Observați? Și aici. Observați. Cum vine? O să mai dau o gaură, de fapt mai dau două găuri, una aici și una aici. Și continui. Vedeți? Așa. Uitați-vă cum este. O să-i mai dau o gaură aici. Și continui. Înțelegi? Răsuciți de băt. Așa. Bun. Deci observați. E una, două, trei. Da? Bun. Și acum venim cu capul. Deci al patrulea, la fel. O să-i mai dau o gaură aici, ca să pornească bine. Și merg mai departe cu el. Să vezi? Se poate rupe, dar puneți altul, că luați de la mătură. Înțelegeți? Nu e o problemă asta. Dacă îl faceți cu atenție, este ok. Observați? Eu am făcut cu atenție, dar eu mă grăbesc ca să nu vă rețin prea mult. Așa. Și aici merg mai departe. Observați? Să-i dau o gaură, mai dau o gaură aici. Observați aici. Vine așa, aici, în capăt, observați, și ok. Deci, am făcut, e ușor de făcut, e foarte ușor de făcut și e foarte bun. O să vedeți cum se înalță. Deci așa și așa. Deci, una, două, trei, patru, da? Atenție! Nu-i mai punem la zmeurile mari. Sau la zmeurile astea, când le faceți puțin mai mari, să puneți și a cincea așa, scofăcitoare, de aici până aici. Dar nu, la zmeul ăsta, mai ales că sunt spetezele, bețele foarte bune pentru hârtia asta la mărime,
Nicio problemă. Aici el o să vină așa, de fapt, invers, așa, uitați, așa o să se îndoaie. Observați, așa o să vină el. Observați? Așa. Ăsta e zmeul. De acord. Bun. L-am făcut. Cum garda se face exact ca la zmeurile mari. Deci nu e o deosebire între zmeurile mari și acest zmeu de paie. Deci va veni până aici. Deci aici. Și până aici. Un centimetru și jumătate. Deci un centimetru și jumătate. Și un deci va veni așa. Aici. Vedeți? Uitați. Chiar la jumătate. Deci de aici până aici cam un centimetru și jumătate, doi, și aici la fel. Uitați, sus, aici. Exact ca la zmeurile mari. O să vă uitați la cum se face un zmeu, că acolo este garda. Aceasta e garda de sus. Și aceasta este garda de jos. Care vine tot așa până aici, vine, observați. Așa până aici, până aici. Și se leagă, e foarte bine, ca și la cioacă, adică zmeu, să se pună deci de lână, adică să găsiți lână, să puneți, e ușoară, pentru a-i ține echilibru. Dar dacă nu aveți, puteți să puneți și sfoară, uitați cum este aceea albă, sau rupeți dumneavoastră dintr-o cârpă, uitați, faceți dumneavoastră, uitați, coadă. Dar trebuie să fie la 2 mm, cam așa ceva, să nu fie lată. O să trageți așa. Pentru zmeul ăsta vine cam 1,5 m. O să luați 1,5 m. Cam ăsta ar fi pentru zmeul ăsta. Chiar 2 în funcție de vânt. Pui coada în funcție de cum bate vântul. Nu se pune a doua coadă. La zmeul acesta, la ala se pune a doua coadă, dar acesta nu se pune decât o coadă. Noi când eram mici, picteam zmeurile. Unul făcea un vultur, altul un pirat și așa un steag, fiecare făcea ce vroia. L-am făcut ca pe frățiorii lui. Dar e performant. Mi-aduc aminte, eram așa de mic și un nene, la 40 de ani atunci, zmeurar. Am mai spus, a dobărât un zmeu mai mare ca asta, bine, era puțin mai mare, cam atâta, a dobărât un zmeu mare, s-a dus în spatele lui și l-a luat de coadă și l-a dobărât. Deci ele sunt performante și astea micuțe și te poți juca și distra foarte bine cu ele și nu te costă nici bani. Am adus aproape, o să-i dau drumul din nou, iar o să-i dau drumul.
asta e zmeuă. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog dați-mi abonare și like și urmăriți în continuare totul despre zmeu. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, multă sănătate și tot ce vă doriți!